Salutare, dragilor, bine ați revenit, bine că v-am mai găsit, bine că am mai venit. Ce faci, mă? Salut, Andrei. Am reușit și noi între timp să ne luăm permisele de port armă, permis de port și folosire, permis de tip B, cred că se vede, și cum mi-a venit permisul, cum scriem permis aici că am dreptul la, unde ești, mă, 25 de cartușe calibru 9 mm, bum, le-am și luat pe acestea, sunt tot de la Ford. Ca și modelul pistolului de astăzi, că nu mai avem replică. Astăzi avem chiar un pistol de foc cu cartușe de 9 mm cu bilă de cauciuc, rubber balls. Să nu uităm că permisul de armă, de port armă și l-a luat și Andrei și în curând o să fie și el colecționar. S-ar putea să ajungem și pe la vânătoare peste un an, așa că stați pe canalul ăsta să vedem despre ce e vorba, da? Și să revenim la subiectul zilei de astăzi. Subiectul zilei de astăzi este un Ford. Chiar un Ford, da, un Ford 13, nu 12, 12 sau 13. A, Ford 13 este berea aceasta bună care o bem noi de la Beer Hub, care se găsește în Craiova. Și adevăratul subiect al zilei de astăzi este acest pistol, că nu mai e replică de data asta, cu bilă de cauciuc de 9 mm, Ford 12. Hai să deschidem cutia. Specificațiile tehnice de la Mia of Ukraine, așa se numește fabrica care produce aceste pistoale. Avem manualul de utilizare, care este destul de drăguț. Și are multe instrucțiuni pe aici. Eu, dacă vă cumpărați un asemenea pistol, eu zic să-l urmăriți, să-l citiți, pentru că vă ajută foarte mult, da? Ce am mai luat pentru el? Kit de curățare. Un kit de curățare l-am luat, deci pistolul l-am procurat de la Mele de Guns din București. O să vă las link-uri în descriere pentru tot ce vreți. Avem acest kit de curățare care costă 50 de lei. Da? Avem aceste lavețele decupate care au costat 45 de lei, dar sunt foarte multe, precum se vede. E o pasiune care nu prea costă puțin, așa că dacă nu vreți să investiți, nu vă apucați să fiți pasionați de așa ceva, că nu are rost. Nea. De la Arrow International din Craiova am luat acest stoc de pistol. A costat 70 de lei. L-am preferat pe acesta pentru că cele pentru Ford de plastic nu au siguranță. Nu rămâne pistolul acolo. Ăsta are o extra siguranță aici și îl ține și nu e niciun fel de problemă. Am mai luat un încărcător de rezervă care a costat 275 de lei. Și în cutie mai vine cu această chestie care o poți folosi și ca șurubelniță, dacă se vede. Are vârful așa dat. Ca să te ajută la demontat, o să vedeți voi unde. Pistolul este, da, e frumușel, adică nu, e greuț, are vreo 800 și ceva de grame. Îmi place cum e vopsit așa mat. Să vorbim un pic despre el. De aici se eliberează magazia sau încărcătorul. S-a văzut, da? Mai facem o dată. Și a ieșit. Pentru curățare, dacă vrem să-l demontăm, treaba este foarte simplă. Cu degetul împingem acest blocator al manșonului, că rămâne fără cartușe. Ținem în sus, da? Luăm chiar încărcătorul și apăsăm această tijă. A făcut țac. Am extras-o. Tragem manșonul în spate, bine, dar trebuie să dăm și piedica jos. Tragem manșonul în spate, ridicăm în sus și a ieșit. Tija de ghidaj, arcul, aici se află cuiul percutor, pe care nu o să-l scoatem. Hai să vedem la ce ne ajută jucăria asta. Da? Continuăm să-l demontăm. Vrem să-l curățăm și să-l lubrifiem, da?
tragem în spate de el și avem acces la tot pistolul. Avem acces peste tot, să-l lubrifiem cu, bineînțeles, balistol. Montajul este invers. Se așează tija de ghidaj frumos aici, se introduce arcul la loc, luăm manșonul, avem grijă să intre arcul și tija de ghidaj, da, cum trebuie, tragem în spate, apăsăm pe în jos și am dat drumul, da? Bun, dezactivăm trăgaciul, cocoșul, da? Și introducând, nu o să intre, dacă vă uitați pe gaură, este un pic obturată, da? Bun. Nu o să intre din prima, țineți așa, apăsați un pic cu degetul acesta și mișcați cu degetul mare de ea. Pac! Și s-a dus perfect la loc. Ford 12R cu bire de cauciuc, 9 mm. Să arătăm și minunățile cu care putem să tragem. Așa arată un cartuș cu bire de cauciuc de 9 mm. Acum o să mergem direct la poligon. Hai, Andrei! Hai! Iată că am ajuns la prietenii noștri la poligonul Top Range din Craiova. Rămâneți cu noi pentru că data viitoare avem ceva, e ceva de altceva. Pentru că în această cutie, oarecum obișnuită, se regăsește ceva, ceva wow. Este vorba de pistolul pe care eu mi l-am cumpărat recent. Asta este cutia în care eu îl țin. Ford 12 RM calibrul 45. Bă. 45, bă, băieți. Urmează să îi facem și ăstuia un test în poligon, la fel cum am făcut și cu cel de 9 mm. Să vedem ce poate și asta și cât de precis este, dacă este mai precis ca asta sau nu. Dar până atunci noi vă mulțumim întotdeauna pentru că ne urmăriți. Le mulțumim tuturor celor care sunt abonați, dar și celor care încă nu s-au abonat la canalul nostru de YouTube, Breaking Point and Relax. Abonați-vă și voi, loviți clopoțelul acolo pentru a vedea când postăm noi videoclipuri. Fiți alături de noi pentru că vă promitem că urmează chestii mult, mult mai interesante decât tot ce ați văzut până acum. Nu că astea nu au fost interesante, pentru noi au fost. Sunt sigur că și pentru voi, pentru că feedback-ul vostru a fost pozitiv. Vă mulțumim și nu uitați, clopoțel, abonat, coment și tot ce vreți voi. Coment negativ, coment pozitiv, nu ne supărăm, acceptăm orice. Și pe viitor avem planuri mari. Pa! Pam!